Deci acestea sunt pastele noastre. Le doriți mai lungi, le faceți mai lungi. Le doriți mai scurte, mai scurte. Mai late, mai înguste. Uitați. Paste proaspete cu făcute în casă. La un ou am adăugat 100 de grame de făină. Și vom cerne făina pe masa de lucru. Aici, în interior, vom adăuga 2 ouă. Unu, două. Cu o furculiță încet, încet, încet. Și vom incorpora făină. Și pastele le puteți face și tăieței și mai late, puteți face din acest aluat și tortellini. Puteți folosi și la ciorbe. Așa, și încet, încet adăugăm făina. Bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Să facem așa pastele. Făina o adăugăm treptat. Deci la fiecare ou adăugăm 100 de grame de făină. Apoi vom frământa foarte bine aluatul cu mâna și îl vom întinde și vom tăia. Vom face niște tăieței puțin mai lătuți, tagliatele, ceva de genul acesta voi face astăzi. Și le puteți condimenta cu sos de roșii, cu ton, cu ce vă place. Sau le adăugați la ciorbițe, la borș. Așa. Încet, încet, iasă. Începem să frământăm cu mâna. Încet, încet frământăm aluatul nostru. Cum am spus, făina o incorporăm treptat. Acum depinde cât de uscată este făina noastră. Așa. E posibil să ne intre toată sau să mai rămână puțin. Și vom vedea imediat dacă ne intră toată făina sau nu. Așa. Îl mai frământ încă puțin și îl dăm deoparte, îl punem în folie și îl lăsăm să se odihnească. Acum îl voi pune în folie. Vedeți? Și îl dăm puțin așa de parte. Și facem pastele noastre. Vedeți?
Lăsăm să se odihnească puțin. Vedeți cum arată după ce se odihnește? Așa. Și acum vom întinde aluatul nostru. Deci de la mijloc, încet, încet și tragem. Vedeți că începe să fie aluatul să mai odihnit și începe să se întindă. Așa. Ia uitați. Și acum voi pune puțină făină. Îl vom răsuci și vom face pastele noastre. Le voi pune la fiert. Așa, ia să vedem. Cred că sunt gata, așa. Așa, voi adăuga așa puțină făină, când le tai să nu se unească. Și răsucim așa încet. Eu adaug făina care mi-a rămas. Așa. Vedeți? Și acum le voi tăia. Un cuțitaș. Am aici așa un cuțitaș cu lama lungă și le voi tăia, deci cam așa să fie, vedeți, de groase. Așa. Încet, cu răbdare. Așa. Și acum ia să punem așa aici. Desfacem așa, le luăm pe mijloc. Așa. Și le așezăm așa aici. Eu mi-am pregătit și o oliță cu apă și le voi pune la fiert. Circa 5 minute, nu mai mult. Și aceasta este rețeta de astăzi de paste. Că mă urmăriți, că îmi sunteți alături, că îmi distribuiți. Și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. La revedere, pupici!